UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la prima ediție de Agricultura la Raport din această săptămână, o săptămână importantă pentru noi toți. Putem să spunem că avem un guvern stabil, un ministru al agriculturii, așteptăm lista noilor secretari de stat, să vedem ce modificări, ce transformări vor fi și în cadrul Ministerului Agriculturii, ce-i drept că am văzut primele decizii luate de către ministrul Adrian Chesnoiu, începând cu data de 2 decembrie, de joi. Practic, domnul Bela Vaida nu va mai ocupa funcția de director general al ANZ. Se va ocupa de această agenție până când va fi numit un alt șef, domnul Viziteu. Cred că mai toți îl cunosc pe domnul Viziteu. Sunt câteva informații. Am văzut că astăzi domnul ministru a mers și în țară, în județul Vâlcea, însuțit de premierul Ciucă. Au făcut acolo o vizită de lucru, au luat pulsul agriculturii pentru momentul acesta și cred că ușor, ușor rezultatele vor începe să se vadă. Fermierii așteaptă aceste rezultate, le așteptăm cu toții pentru că avem nevoie de stabilitate din toate punctele de vedere, e nevoie de o mână forte, de decizii cât mai clare. Ne mai spunea domnul Adrian Chesnoiu că se va merge pe parametrii de performanță, cu alte cuvinte, vor fi termene, vor fi condiții, responsabilități și se va căuta să răspundă fiecare acolo unde este locul. Bun, astea ar fi așa în mare, ca să vă fac o scurtă trecere în revistă vis-a-vis de activitatea pe care a avut-o domnul ministru Chesnoiu în cele câteva zile de când practic a preluat funcția de ministru al agriculturii, dar noi de la această oră o să vorbim despre târgurile și evenimentele de care am fost vitregiți în această perioadă de pandemie. Cu toții ne doream să mergem, să participăm, să socializăm, să vedem noutățile, să discutăm, de ce nu să și achiziționăm. Era o vreme în care cu toții ne desfășuram fie activitatea, fie aveam parte de astfel de manifestări, manifestări frumoase de care eram atașați. Prea puține evenimente în anul acesta, cred că le nu putem număra pe degete, dar cu foarte multe restricții. Să sperăm că în 2022 lucrurile se vor mai schimba și vom reveni oarecum la normalitate. Nu știu dacă chiar cum era până în 2020, dar noi sperăm ca lucrurile astea să se așeze și să avem parte de niște evenimente interesante la care să putem participa și fizic. M-am gândit că ar fi oportun să prefațăm agenda evenimentelor organizate de către cei de la DLG Intermarketing și să discutăm un pic la final de an despre ce ne va aduce 2022, despre noutățile din industria agricolă și, ca să fie o dezbatere cât mai complexă, cât mai elaborată, i-am invitat alături de mine pe doamna Corina Mareș, director DLG Intermarketing. Să rămână, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Și domnul Ovidiu Ranta, conferențiar, doctor inginer USAMV Cluj. Bună seara și dumneavoastră, domnule profesor. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Trebuie să le mai spun celor de acasă că sunteți și expert DLG Intermarketing. Bun, haideți să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat în această perioadă. De fapt, foarte multe lucruri nu cred că sunt de spus, că am văzut cu toții unde a dus pandemia, la ce restricții, cum s-au schimbat practic niște lucruri la care nu ne-am fi așteptat, dar asta e situația, a fost una generală pentru toată lumea, nu numai pentru România. A trebuit să vă adaptați din mers toată strategia. Știu că în 2020 mi-aduc aminte că eram foarte aproape să participăm la Agraria în martie, atunci când am și vizitat platforma de acolo, de la Jucu. Erați în lucrări, erați într-o dinamică a lucrurilor bine puse la punct și cu toate astea, la câteva zile am primit cu toții vestea că vor fi
închise granițele, practic au început să apară primele restricții, iar coronavirusul a început să facă parte din existența noastră. Doamna Mareș, cum a fost perioada asta pentru dumneavoastră ca și organizator de evenimente și, a spune eu, cei mai importanți organizatori de evenimente din România? Da, a fost o perioadă destul de grea, dacă stăm să ne gândim că partea de online nu prinde în agricultură foarte bine, nu din cauza lipsei tehnicii, probabil din cauza lipsei de obișnuință, și în primul rând mă gândesc eu că datorită faptului că ne place foarte mult să ne întâlnim și nu cred că își va cumpăra cineva un tractor numai de pe internet sau o văcuță, orice ras ar fi ea. E important să vedem și tractoarele și animalele, să ne deplasăm acolo unde ele sunt în mediul lor natural. Este o perioadă grea, spuneați, de agraria. 50% din expoziție era construită când a venit pandemia și a trebuit să strângem. Și din acel moment, practic, de fapt din vara anului 2020, am tot făcut planuri că organizăm și organizăm. Ați tot sperat, practic. Da, am tot sperat. Bine, asta nu înseamnă că am stat, nici noi, nici alți organizatori, nici colegii noștri din Germania. Practic am încercat să ne gândim că probabil viața noastră din acest moment se va schimba destul de mult și că online nu va face parte constant din viața noastră. Știți că se vorbește deja despre trei categorii de evenimente, cele face-to-face, cele hibride, care includ și partea de online, și cele care au loc numai în online. Și au fost câteva încercări ale unor colegi, de exemplu, în această perioadă, colegii de la DLG Ucraina, de la DLG Turcia au organizat nestingeriți evenimentele în câmp. Fiind vorba de evenimente în câmp, a fost mult mai ușor. Nu s-a vorbit de vaccin, nu s-a vorbit de nimic. Cred că asta a ținut și de politica fiecărui stat. Este posibil și acest lucru, dar asta nu înseamnă că ei au încălcat o legislație, dar legislația le-a permis să facă acest lucru. Și au fost evenimente face-to-face, au fost evenimente în Asia, care au avut loc. Deci noi avem birou în China. Deci de lege China a organizat evenimente. Acum de curând s-a organizat un mare summit în Thailanda. Din nou, deci practic chiar în acum câteva săptămâni, cred, deci nu vorbim de perioada de vară, când să spunem că s-a mai relaxat puțin și lumea a fost puțin mai happy. Vorbim de perioada de toamnă, când practic lucrurile au început să se strângă din nou în jurul nostru. Mai puțin în țările din Uniunea Europeană, observ. Uniunea Europeană nu prea organizat. Au fost. Am fost de curând a fost EIMA la Bologna, da, care s-a organizat. Colegii au spus că a fost un început timid, deci toți ne-am bucurat că a avut loc, deci nu că a fost un început timid, dar în rest, marea majoritate a evenimentelor au fost, să nu spunem anulate, au fost împinse pentru 2022. Și dacă ne gândim că, bine, toată speranța noastră a fost din 2020 spre 2021, acum e spre 2022, va fi o avalanșă de evenimente în anul 2022, dacă relaxarea mult promisă se va întâmpla. Și începând cu Agritehnica, cred că primul eveniment de anul viitor este Agritehnica, organizat de colegii de la Frankfurt. Înainte de pandemie, cel mai mare târg de mașini agricole din lume. Cred că se vor schimba foarte mult anumite aspecte în ceea ce privește organizarea. Asta nu înseamnă că vor dispărea evenimentele face-to-face. Când ar trebui să fie Agritehnica? La sfârșitul lui februarie, 27 da. Februarie, 5 martie. Deja sunt peste 1700 de expozanți, erau acum câteva zile înscriși, practic înscriși, confirmați, adică cu contract semnat, 48 de țări prezente, ceva pavilioane naționale chiar anunțate, iar legat de vizitatori, datorită faptului că ne gândim foarte mult, vorbim de online, ne gândim foarte mult că nu vor putea să vină, poate, de pe alte continente. Colegii din Germania în toată această perioadă spuneam că n-au stat și au dezvoltat o serie de aplicații care să le permită celor care nu vor putea să vină fizic la târg să intre în contact cu noutăți, cu program de evenimente. Va fi un eveniment hibrid, înțeleg. Va fi un eveniment hibrid. Nu știu dacă ați văzut sau dacă lumea știe, Hanovra, complexul expozițional de la Hanovra s-a adaptat și a câștigat locul întâi. S-a creat între timp pandemia, a mai creat niște tipuri de premii, de concursuri și au primit premiul, award-ul pentru unul dintre cele mai funny, simpatice, cum vreți să le spuneți, inteligente locuri de organizare de evenimente online.
Practic au transformat o hală complet, 3500 de metri pătrați, într-un spațiu inedit pentru transmisii live, pentru tot felul de evenimente care să aibă loc în online. Și ne dădeau, de exemplu, anul trecut în septembrie, un târg mare de industrie. Una dintre companiile renumite a avut un stand, dar așteptându-se la mai puțin vizitatori din întreaga lume, a închiriat acea hală și a organizat câteva evenimente extraordinare, în același timp, live streaming cu mai multe continente. A fost o chestie inedită. Desigur, nu știm cum se va întâmpla în agricultură, pentru că primul eveniment va fi, cum spuneam, în februarie, dar Hanovra este pregătită și respectă 100% condițiile pandemiei. Vorbeam astăzi cu o colegă legat de numărul de vizitatori și îmi spunea că nu se fac decât, poți să-ți cumperi biletul decât pe online. Da. Se va deschide shop-ul în 15 decembrie. Trebuie să-ți dai toate datele. Trebuie să ai certificat de, mă rog, sunt cele trei categorii, ai trecut prin boală, care cred că sunt și la noi acum. Dar interesant este că în momentul în care trebuie să spui exact zilele în care te duci, pentru că nu ai voie decât în jur de 47.000 de vizitatori pe zi. Într-un moment. Și ca practic, să comparăm un pic cu ce s-a întâmplat până în pandemie, cam câți vizitatori erau pe 400, zi? Au fost în total în jur de 480-470.000 de vizitatori au fost în 2019. Pe zi? Nu. În toată total. Perioada, da. Perioada fiind de regulă 7 zile, deci de duminică până vineri, de regulă ține evenimentul. Primele două zile fiind acele zi speciale, unde tichetele, biletele sunt puțin mai scumpe și unde practic de obicei se întâlnesc cei care vin efectiv să facă business, să se întâlnească cu dealerii de mașini, cu producătorii de mașini agricole. Noi sperăm, am realizat de curând un studiu, un sondaj printre potențialii vizitatori. Deja 58% dintre ei spuneau, și din acest 58%, 20% erau din Europa noastră, cum zicem noi, spuneau că au luat deja decizia de vizitare a târgului. Deci, practic, ne referim în mare parte, cam 40% erau din Germania, restul din străinătate. Dar, cum spuneam, platforma, evenimentul va avea loc sigur și hibrid, adică va fi hibrid, nu va fi posibil numai face-to-face. Și anul viitor avem și Eurotirul, pentru că în noiembrie, adică evenimentul, știți că ele se organizau... Comasat acum, practic. Da, în același an amândouă și sunt foarte multe. Sunt evenimente care vin, de exemplu, pe domeniul forestier. Sunt evenimente care au loc odată la 4 ani. Anul viitor este anul în care se vor avea loc. Deci va fi, cum spuneam, o mare avalanșă de evenimente. Numai noi, de Germania, avem anul viitor Agritehnica, Eurotirul, avem Field Day-ul, pe care îl facem la fiecare 2 ani în iunie, și avem și un eveniment pe forestier în septembrie. Deci, plus celelalte toate. E o agendă bogată. Este o agendă foarte bogată. Acum să sperăm că se va întâmpla o mare parte din ea. Deci nu putem decât să fim optimiști. De aceea ne și pregătim și, așa cum spuneam, cei care nu vor putea să vină la târg vor avea alte posibilități de a vedea ce se întâmplă acolo. Noi intenționăm să mergem cu câteva echipe, televiziuni în special, și să transmitem anumite aspecte importante live din standurile firmelor care participă la eveniment. Și suntem acum în etapa de pregătire a acestui program. Și pentru cei care vor vrea să vină să viziteze Agritehnica, ne gândim să organizăm chiar câteva vizite la fermieri de jur împrejurul Hanovrei. Pentru că discuțiile pe care le-am avut în ultima perioadă cu fermierii ne-au condus la concluzia că e nevoie din nou de a merge să vadă. Dacă imediat după Revoluție au fost plecați în America, în Europa de Vest și au văzut ce se întâmplă acolo, s-au întors cu idei, acum a venit din nou momentul să vadă cum a mai evoluat agricultura și fermierii din Europa. Și suntem pregătiți și pentru așa ceva. Da, asta vreau să-l întreb și pe domnul Ranta, dar după câteva secunde de publicitate o să mergem la Cluj și o să rog să ne spună cum au evoluat lucrurile, practic, de la ultimul târg care s-a desfășurat cu public. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Domn profesor, cum au evoluat lucrurile de la ultimul eveniment cu public? Cred că în 2019 a fost, nu? Da, ultima ediție, Agritehnica, dacă la Agritehnica... La Agritehnica mă refer, da. A avut loc în noiembrie 2019. Sigur, a fost
cea mai mare expoziție de până acum organizată în domeniul mecanizării tehnologiilor și tot ce înseamnă tehnică conexă din agricultură. Și pot să confirm și să subliniez încă o dată că în toate condițiile, chiar în condiții de pandemie și în condiții cu multe restricții, Agritehnica este și va rămâne numărul 1 la nivel mondial. Pot să vă spun asta și după ce am participat la ședința legată de noutățile ediției din 2021, sigur, care se va întâmpla în 2022, rămâne încă o dată standardul tehnicii și locul în care se dă, cu ghilimele de rigoare, ora exactă în tehnica mondială și tehnica agricolă. În ceea ce privește numărul de participanți, sigur, probabil că începem să discutăm puțin diferit și să abordăm lucrurile puțin diferit, pentru că, vedeți, online-ul cu avantaje și dezavantaje, poate că nu mai ajungem să discutăm strict de vizitatori, ci discutăm de persoane atinse sau persoane targetate, ca să mă exprim în termeni actuali, și probabil că informația va ajunge la oameni în număr mult mai, mai mare, la un număr mult mai numeros de posibili vizitatori, nu neapărat fizici, ci virtuali, ceea ce cred că va însemna un impact mai mare și o transmitere mai bună a informațiilor. Acum, așa cum spunea și doamna Mare, și sigur subliniez și eu în continuare, ne este greu să credem astăzi că vom achiziționa tehnică agricolă de pe internet, de pe site, de pe YouTube, de pe orice mijloc de informare, până când nu ne ducem să-l vedem fizic sau chiar la demonstrații, așa cum deleghe prin deleghe Feldtage sau deleghe Intermarketing prin expozițiile pe care organizează, încearcă să aducă tehnica în vizorul și în apropierea fermierilor, punându-o în mișcare și în funcțiune. De aceea eu trebuie să fim în primul rând realiști, indiferent că suntem optimiști sau pesimiști, dar realiști fiind sau abordând problematica cu un realism adevărat, cred că ar fi corect să spunem că va fi o ediție foarte valoroasă, foarte așteptată și sigur poate și interesantă datorită faptului că multe lucruri se vor întâmpla în mediul virtual, ceea ce nu este chiar de neglijat. Sigur, este complicat și chiar imposibil de a substitui întâlnirile, socializarea, un element extraordinar de important în tot ce înseamnă tehnica de prezentare și de socializare, de a organiza o expoziție, un târg, un eveniment. Și în ultimul rând și acele forumuri și discuții care în agenda agritehnică au ocupat întotdeauna un volum extraordinar de mare, cu siguranță se vor întâmpla și fizic și online, dar online-ul, ați văzut cu toții, în mare parte din aceste zone nu prea are succes. Lumea începe să devină oarecum plictisită, pentru că și multe problematici abordate sunt redundante și de multe ori se dezbate același lucru fără să fie mari elemente de noutate. Bun. Sublinia domn profesor despre nevoia asta practic de a fi fizic acolo. Cu toții ne dorim să se întâmple așa. Era un spectacol în sine Agritehnica cu tot ceea ce se întâmpla în cadrul expoziției, dar și lângă expoziție, premiile care se decernau, seriile festive și nu numai. Eu cred că totuși ușor ușor lucrurile vor începe să se caleze pe direcția care ne este dată de pandemie, că nu putem face abstracție, și mă gândeam că totuși la evenimentele astea, fie că le organizează dumneavoastră aici în țară, fie că le organizează cei din Germania, vor participa din ce în ce mai mulți oameni care vă sunt și clienți, atât dumneavoastră cât și firmelor care expun acolo, se vor limita față de cei care erau oarecum tangențial cu zona asta de achiziție de echipamente, pentru că mai erau unii care veneau doar să vadă, să ia pulsul și așa mai departe. Cred că
vor participa din ce în ce mai mulți oameni care vor să și achiziționeze, care sunt cu adevărat interesați de noutățile pe care le aduce în fiecare sau la fiecare 2 ani Agritehnica, dar nu numai Agritehnica, vorbim acum despre ea. Da, și pentru că vorbeam, scuze că întrerup, despre informații și povesteam și despre ce a putut să facă în această perioadă, cum să spun, internetul sau, mă rog, tehnica. Colegii au dezvoltat câteva aplicații, una dintre ele le va permite vizitatorilor prezenți la fața locului să scaneze un QR code prin aplicația Agritehnica și să afle informații, să și le salveze, tot ce au nevoie despre utilajul respectiv. Deci, practic, nu va fi neapărat nevoie, adică un minim de informații le vor putea obține și prin intermediul online-ului sau al tehnicii, urmând să stea de vorbă, bineînțeles, și cu cei prezenți la stand. Spuneam că se încearcă de câțiva ani de zile o sectorizare sau o împărțire a vizitatorilor în funcție de profilul lor, în funcție de nivelul de cunoștințe pe care l-au. Pentru că este foarte important, marea majoritate probabil au subiecte comune, dar unii dintre ei au un nivel mai înalt de tehnicitate în ceea ce privește utilajele pe care le achiziționează, de exemplu, și atunci lor li se oferă informațiile la nivelul la care au nevoie. Adică omul nu mai pierde timpul, a venit, a aflat, deci practic se fluidizează puțin și partea aceasta, timpul de acordat vizitării, având în vedere, desigur, și situația se trece peste niște etape, practic. Pandemică, da. Da, deci va fi puțin altfel. Noi spunem că nu este o reinventare, este un refresh, ne place să spunem, pentru că, practic, noi facem tot evenimente, dar dacă nu ne adaptăm condițiilor actuale, trebuie să înțelegem că nu va mai fi probabil nimic din ce a fost, dar asta nu înseamnă neapărat ceva rău. Poate a fost un moment în care, un moment T0 în care am pus stop și pandemia ne-a arătat că trebuie puțin să luăm sub, adică activitatea noastră să fie un pic altfel, să ne concentrăm destul de mult și pe conținut și fermierii au alte nevoi, except nevoia de socializare, desigur. Apropo de Agritehnica, sunt fermieri români interesați deja pentru ce se întâmplă la anul? Încă nu avem datele foarte clare, dar în acest sens, pentru a face cunoscut ce se va întâmpla acolo, povesteam de această dorință noastră de a transmite anumite momente importante online pentru cei care vor sta acasă, nu vor putea să ajungă din diferite motive și în plus pe platforma de DLG Connect au fost câteva și sigla este o platformă lansată de curând, unde va avea loc și Agritehnica Digital. Acolo vom organiza în luna decembrie și spre sfârșitul lunii ianuarie două evenimente în limba română. Vom aduce informații interesante fermierilor din România. Știm că există handicapul unei limbi străine. Nu toți știm engleză sau germană și atunci noi încercăm din ce în ce mai mult să aducem informații. Am tradus foarte multe materiale în această pandemie, conținut din Germania, pe care acum îl adaptăm. Colegii noștri îl pun la dispoziție gratuit pe site-ul dlg.org. Noi l-am tradus împreună cu colegii, experții de DLG, îl actualizăm, îl updatăm și la situația României și le vom pune la dispoziție fermierilor. Practic, partea aceasta de conținut este foarte importantă și încercăm să o comunicăm în limba română pentru a nu mai fi, adică e un handicap faptul că nu poți să ajungi la anumite informații pentru că sunt într-o limbă alta decât limba ta pe care o vorbești, maternă, da, da. Și atunci ne credem că este foarte important acest lucru. Vom reveni în câteva zile cu informațiile pentru evenimentele, cum spuneam, 9 decembrie. Va fi un eveniment pe platforma DLG Connect. Este foarte simplu, trebuie doar să se înregistreze pe www.dlg-connect.com. Vor fi în funcție de ce anume, cum anume îți setezi, vei fi și anunțat legând legătură cu programul de evenimente. Sunt practic toate evenimentele care se produc în toată lumea. Agritehnica are un program interesant, se numește Agritehnica On Tour. Anul acesta sunt 10 țări în care se va promova într-un fel anume Agritehnica și România este una dintre aceste țări. Și în cadrul acestui program avem cele două evenimente. Ne propunem în ianuarie, spre sfârșitul ianuarie, să vorbim despre tot ce înseamnă recoltat și combine. Pentru că DLG organizează de foarte mulți ani un eveniment interesant, se numește Land Technik für Profis, tehnică agricolă pentru profesioniști.
cu o temă anume, în fiecare an la început, anul acesta va fi în ianuarie, la o firmă mare, nu dau nume, de combine din Germania, unde colegii noștri vor fi prezenți și să sperăm că acolo unde se dezbat toate aspectele interesante despre combine și recoltat, vom avea destul de multe informații să le aducem pe platforma de Lege Connect în limba română și colegilor și fermierilor, profesioniștilor din România. În regulă. Haideți să continuăm discuția noastră după câteva minute de publicitate și tot atunci vreau să ne aplecăm un pic mai mult atenția vis-a-vis de evenimentele pe care Delegie Intermarketing le organizează aici în țară. Sunt evenimente consacrate. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că cu toții ne-am fi dorit să participăm la ele, numai că din cauza pandemiei lucrul ăsta n-a mai fost posibil. Să sperăm că în 2020 ne vom vedea și la Jucu și la Fundulea și în toate zonele astea pe care dumneavoastră le acoperiți ca și evenimente.